Piața, când am început eu, partea asta de distribuție era cu totul și cu totul diferită. Există o inerție foarte mare, ca în toate businessurile, către partea de transformare, să spun așa. Saloanele arătau și clinicile într-un anume fel, foarte mult orientate către lucruri manuale. Acum totul s-a schimbat prin tehnologia care evoluează, timpul mult mai scurt de tratamente și așa mai departe. Dar, ca să știți, industria de beauty este o industrie care nu a suferit niciodată. Adică este în creștere continuă, cu toată pandemia, cu războaie, cu tot ceea ce se întâmplă în lumea asta, cu criza din 2008 și atunci, ușor, ușor. Deci în fiecare an, la nivel global, mondial, cum vreți, este o industrie în creștere. Deci te-ai fost norocoasă, să zic așa, da, asta. Ai ales domeniul potrivit.